istoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM. Vă salut, suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM, salutări tuturor. Vorbim despre ce se întâmplă la noi în țară, firește că ne uităm și la ce se întâmplă în Ucraina. Ne întrebăm cum arată alianța aceasta care conduce România. Și dacă PSD a șters identitatea PNL, dacă PNL va pierde următoarele alegeri și da, care este drumul pe care se află România și ce ar putea urma pentru noi, dacă e să privim la această declarație făcută de șeful NATO, secretarul general NATO Jens Stoltenberg, care spune: războiul din Ucraina ar putea dura ani de zile. Oare ce înseamnă pentru România lucrul acesta? Ne vom apleca și înspre ce se întâmplă în Franța. Vedem avansul puternic al extremei drepte conduse de Marine Le Pen, succes istoric în urma alegerilor legislative. Și vom vorbi și despre concedierea de către Digi24 a jurnalistului Cristian Tudor Popescu. În studioul Europa FM în această seară este istoricul și politologul Stelian Tănase. Domnule Tănase, bună seara, mulțumim tare mult pentru prezență. Sărăm la mulțumesc de invitație. Aș vrea să începem de la această declarație făcută de Jens Stoltenberg, domnule Stelian Tănase. Războiul din Ucraina ar putea dura ani de zile. Dumnezeule mare, cum sună asta? Ce înseamnă această declarație și ce înseamnă pentru România? O declarație pe care am făcut-o chiar când a început acest război, acum 3 luni, în care am spus că Putin nu va câștiga un blitzkrieg, pentru că atunci se punea problema ca într-o săptămână să ajungă la Kiev, să-l aresteze pe Zelenski și să pună un guvern de marionete pe scenariu Praga 1968. Da? Și am spus atunci că va fi un război lung, ucrainienii nu vor aștepta pe Putin cu flori, cum așteptam pe mineri o anumită populație bucureșteană. Vă amintiți că cu flori și salutau pe mineri? Dimpotrivă, vor opune o rezistentă înverșunată, pentru că e vorba de patria lor, e vorba de căminele lor, e vorba de familie lor și nu se vor preda. Pentru că toată lumea avea impresia că el vine o forță covârșitoare peste Kiev și jocul s-a terminat într-o săptămână. Era și calculul lui Putin, să spunem, strategii și șefii serviciului de informație, generalii, asta i-au spus lui Putin. Ne ducem acolo și facem praf. Jumate din populație este rusofonă, adică sunt familii mixte, etc., etc. Deci este un mediu moale în care vom câștiga relativ ușor. Eu am avut altă părere, pentru că să vă spun de unde. Vedeți, apropo, că aceste crize le citim mai bine dacă ne uităm la durata lungă, nu la ultima știre de pe Facebook. În 1920, în septembrie, Armata Roșie a intrat în Polonia. Ideea era că prin Polonia trece Revoluția Mondială, Armata Roșie trebuie să treacă din Polonia în Germania și acolo să facă Revoluție Bolșevică și să pună, să facă un regim comunist. Calculul rusesc a fost exact ca al lui Putin. Adică polonezii vor aștepta, adică proletariatul polonez vor aștepta proletariatul rusesc și vor capitula. Pilsuțchi și toată burghezia poloneză va fi înlăturat. S-a întâmplat pe dos. Polonezii s-au bătut cu înverșunare în fața Varșoviei și i-au respins pe ruși. A fost o fugă și o retragere de mare viteză. Nu mai știau rușii. Fugeau de mâncau pământul. Eu, plecând de la acest exemplu al Poloniei în 1920, am spus că și în Ucraina se va întâmpla la fel. Dovadă că trebuie să ne ducem la cărți, la arhive, pentru că lucrurile astea s-au mai întâmplat odată. Deci eu nu cred că istoria se repetă, dar evenimente asemănătoare, cauze asemănătoare, crize asemănătoare s-au mai produs. Și atunci ce spune Stoltenberg mi se pare corect. Mi se pare că este altceva aici. Este faptul că o organizație de dimensiunea NATO acceptă oficial acest scenariu. Deci ei lucrează acum deja pe strategii care țin de un război lung. Pentru noi asta este foarte rău. România va suferi cel mai mult din cauza asta. Dintre toate țările NATO, România este cea mai expusă, este cea mai vulnerabilă. Vreau să vă pun o simplă întrebare. Ce se va întâmpla dacă armata lui Putin ajunge în sudul Moldovei, adică în județele Cahul, Ismail și Bolgrad,
și se instalează la gurile Dunării, la nordul Dunării, la nordul Deltei. Vă spun că vom avea foarte mari dureri de cap, ca să nu zic și de dinți, în sensul că o să avem greu de găsit de mâncare. Deci va fi o criză profundă care va bascula bugetele României, raportul de forțe, regimul democratic va fi foarte afectat pentru că vom fi practic într-o stare de război înghețat și război hibrid. Așa încât ce ne spune Stoltenberg trebuie să luăm aminte și să ne rugăm la Dumnezeu să nu fie adevărat. Dar eu cred că este adevărat, așa cum v-am spus, eu cred că va fi și am crezut de la început un război de lungă durată, ceea ce atunci a fost o surpriză. Lumea s-a așteptat că în 2-3 zile Zelenski este luat așa ca un obiect, da? Suit într-un avion sovietic și dus la Moscova. Deci războiul de ani de zile din Ucraina înseamnă ani grei pentru România. Foarte grei. Va fi țara care va plăti cel mai scump. Pentru că ești în poziția cea mai proastă, e țara cea mai vulnerabilă, cea mai expusă. Și nu văd, vedeți, toată lumea s-a entuziasmat la început când a văzut reacția Occidentului, ca un Occident foarte proactiv, care a promis ajutoare, a susținut moral Ucraina, jos pălăria, dar după 3 luni avem mai mult vorbe decât fapte. Adică acești lideri politici occidentali iubesc foarte mult să iasă în fața presei, să facă paradă de mari sentimente democratice. Este un prilej perfect pentru ei să se expună politic, să capete imagine, pe un război care nici nu-i la ei acasă măcar, nici nu-i costă nimic, și fac tot felul de promisiuni deșerte. Eu cred că Zelenski s-a și plictisile, tot zice în fiecare zi la nesimțiților, trimiteți armele alea de care ziceați, trimiteți ajutoarele alea despre care povesteam, trimiteți fondurile alea pe care le-ați promis, dronele, sistemele de siguranță, informațiile pe care ni le-ați promis. Occidentul face ceva, să fim onești, adică să nu punem la zi degeaba, dar face mai puțin decât e nevoie mai târziu și aș pleca chiar de la calibrul armelor și tipul de armament. Nu este cel care este cel mai bun, este mai second hand așa și trimit mai puțin decât ar trebui. Eu cred că dacă se mai întârzie în această tactică în care, știți ce se întâmplă aici? Occidentul vrea să cumpere ceva fără să plătească. Cum face întotdeauna, cum a făcut și după al doilea război mondial. Eu scriu acum o carte despre București, cum s-a sovietizat România. Dacă în cartea aceasta pe care o aveți pe masă scriu cum s-au prăbușit regimurile... Istoria căderii regimurilor comuniste. A apărut acum. În asta vreau să trateze fenomenul invers. Cum s-a instalat în România comunismul? Mă interesează foarte mult. Și atunci, mergând în arhive, fac asta în fiecare zi, fie mă duc la Biblioteca Centrală Universitară, fie la arhivă, Occidentul avea acest comportament duplicitar. Era aici Comisia Aliată de Control, formată din Uniunea Sovietică, Statele Unite și Marea Britanie. Avea un dublu limbaj la București teribil occidental. Ei, de fapt, ne livraseră prin acordul între Stalin și Churchill în octombrie la Moscova, știți, celebrul acord pe șervețel, ne livraseră rușilor și au spus România în sfera de putere a Uniunii Sovietice și noi luăm Grecia, englezii. Și lucrurile au fost clare. Rușii se poate să facă ce doresc ei în țara asta, numai că partea română n-a știut niciodată. Deci, oficial vorbind, Maniu îi întreba destul de des pe trimișii occidentali și pe cei din Comisia Aliată de Control, pe britanii și pe americani. Dom'le, ne-ați vândut la ruși ca să abordăm altă tactică. Nu mai scoatem lumea pe stradă ca să tragă ăștia noi, divizia Tudor Vladimirescu, era scoasă imediat pe stradă cu camioanele. Să jucăm cartea diplomației dacă ne-ați vândut. Și ei nu recunoșteau, nici eu nu răspundeau. Acum, atunci ei nu spuneau asta. Deci ce vă spun eu acum rezultă din arhive. Unii din ei și-au publicat memorii, au publicat jurnale și ei recunosc asta. Unii cu milă pentru români în sensul că trebuie să tac, a trebuit să mint. N-am putut să le spun. Era, spune Barton Berig, era o misiune imposibilă, da? Să salveze România. Bun, dar trebuia să ne spuneți. Și acum mă întorc tot la Ucraina, că asta era întrebare. Același comportament are Occidentul și față de Ucraina și de Zelenski și de eroismul ăsta extraordinar al ucrainilor care se apără cu mâinile goale în tranșee și nu lasă tancurile să treacă sovietice, rusești, da?
Un război de ani de zile înseamnă un pericol. Deci același comportament al Occidentului. Să fim foarte atenți la această duplicitate. Totuși aplaudăm că fac ceva și s-au mobilizat. Au făcut declarații foarte puternice, statement-uri categorice. Dar încă nu este ce trebuie. Încă mai e până acolo. Legile securității naționale au legătură cu războiul. Un război de ani de zile înseamnă un pericol pentru democrația din România? Va însemna o întărire a armatei, o întărire a serviciilor. Nu uitați că avem un prim-ministru care e general. Singurul din Europa. Asta nu vă spune nimic? De militarizarea puterii politice, administrative, avem un partid liberal, atenție, partid liberal condus de un general. E de neimaginat așa ceva, este un paradox, așa ceva nu există nicăieri. Dar ce vreau să vă spun vis-a-vis de legile securității sau siguranțe naționale, după vechea definiție a vechii legi, sunt 30 de ani de atunci, plasarea lor acum pe piață a fost un balon de încercare. Au fost și erori tactice. Cine l-a scris este un antidemocrat și un spion nenorocit, cu dublă gândire, gen Putin, care a zis, pune mâna noi pe putere, serviciile, cu tare, și mai tare în partide, și mai tare în presă, și mai tare în mediul de afaceri. Înțelegeți? Dar pretextul a fost exact Ucraina. A zis, domnule, avem situație, România este amenințată, sunt amenințări asupra instituțiilor, cam ăsta e limbajul lui. Să nu uităm însă și că noi nu avem acest document complet. Nu avem, eu n-am citit o hârtie în care să văd, am văzut în presă ce s-a publicat, pe surse, normal, și care este foarte incomplet. Dar oricum sunt niște enunțuri acolo inacceptabile. Evident e vorba de mâna unui securist. Evident că este, dacă e un tânăr, este mentalitatea unui securist. Adică iar le dăm dreptul să ancheteze securiștilor? Te cheamă și îi spune de ce ai zis aia, de ce te-ai aliat cu ăla, de ce ai format partidul ăla sau de ce ai scris cu tare lucru la gazetă sau ce ai declarat la televizor? Le dăm dreptul ăsta? Păi va fi o jale în România. Și cu cât se va agita o criză pe la granița noastră, cu cât ăștia se vor agita și mai tare și ne vor băga pumnul în gură și cărușul în gură. Presa ar trebui să se alarmeze mult mai mult decât a făcut-o până acum. Eu văd că ea cam tace, dar ea cam tace pentru că presa e infiltrată de securiști, de la diferite servicii. Când a zis Helvig în declarația lui, pe care am urmărit-o cu religiozitate, ca să zic așa, că nu e vorba numai de SRI în povestea asta, că sunt mai multe SRI și se simțea nedreptății săracul. Este văzut ca principal factor pentru că SRI-ul este cel mai expus. El se ocupă de politica internă, dar ce facem cu 21 sfert? Ce facem cu serviciul special al armatei? Ce facem cu diferite servicii care există pe la diferite alte structuri, chiar în privat? Și își va putea face treaba presa? Că vine ani grei. Păi nu face pentru că e infiltrată de securiști. Cred că am fost foarte explicit. Deci presa a avut o reacție atât de moale și de zare, pentru că acolo în redacții sunt niște oameni care lucrează pentru servicii. Și dacă vine sunt Andrei... agenți infiltrați. Și dacă vine Andrei de război, cum va fi? Și mai rău. Tocmai de asta spun că declarația lui Stoltenberg m-a întristat, pentru că vestea bună pentru noi este că fac pace, se așează la masă și fac pace. Dar nu pacea aia pe care a văzut-o Macron. Micron, cum i-am spus eu. Și a meritat bătaia pe care a luat-o. Părerea mea este incapabil din punct de vedere politic. Și are și un deficient structural. El nu are partidul lui. Nu poți fi președinte fără să ai o forță în spate care te susține în Parlament. E o forță așa ambiguă din toate partidele, din toate curentele, cu tot felul de lideri care au fost pătemiri unde. Este un curcubeu acolo, așa zisul partid al lui Macron. Și n-a convins în Franța. Dialogurile lui cu Putin sunt o ridicol absolut. Cred că a pierdut jumate din voturi numai de la așa zisele discuții cu Putin pe care le-a avut, că francezii au o sensibilitate antirusească destul de puternică. Deși De Gaulle a avut relații bune cu Rusia, pentru că avea această idee de forță independentă în raport cu NATO și cu Statele Unite și rușii îl încurajau. Eu nu și-a dat seama că era folosit, dar
a încercat să aibă relație bune cu a doua mare supraputere, care era atunci URSS-ul, acum nu mai este, acum e o putere de mâna șaptea. Evident, vorbesc militar, vorbesc... Sigur, care are arsenale nucleare, ceea ce pune niște probleme, dar raportul de forțe cu Statele Unite e de 1 la 12. Deci eu nu văd un pericol în Rusia, pericol de război global, vreau să zic. Nu văd să aibă vreo capacitate să bată Statele Unite sau NATO sau... Nu. Sunt foarte slab dotat și nu că am văzut ce se întâmplă, nu cred, am văzut cifrele, arsenalele, ci câți bani pune Statele Unite în armare, ce arsenale au în comparație cu ce fac rușii. Nu poți să ai o economie slabă, cum este Rusia, care trăiește numai din materii prime, în export de materii prime, și să bagi bani în armare, că n-ai. Așa s-a prăbușit în 89-91 Rusia. Pentru că bugetele din armare erau uriașe și nu puteau să facă față. Pentru că economia nu producea nimic. Sunt în aceeași situație. Putin și-a băgat mâna în ușă, ne realizând că, repetă, știți că el a spus că 89-91, prăbușirea URSS-ului și desfacerea pactului de la Vașiu a fost cea mai mare drama secolului 20. El s-a băgat în aceeași dramă în momentul ăsta. O țară subdezvoltată, rămasă în urmă cu cel puțin o generație, care încearcă să joace, într-un fin prost, rolul unei supraputeri autentice. Și ceea ce nu este. China l-a luat-o înainte, este a doua putere economică a lumii și amenință Statele Unite pentru întâietate. India, nu mai spun, este în plin elan cu o țară cu o populație uriașă. Mai sunt și alte țări emergente, Brazilia, Argentina, Africa de Sud, cam pe aici, pe undeva, se califică în momentul ăsta Rusia și va fi mai jos peste 20 de ani. Vorbeam despre presa din România, gazetarul Cristian Tudor Popescu scrie așa, analizând conținutul acestei emisiuni, se referea la emisiunea de la Digi24 Cap Limpede, conducerea postului a decis să înceteze colaborarea cu subsemnatul. Diagnosticele puse în Cap Limpede final au fost considerate mai dăunătoare pentru imaginea postului decât boala. Cum vedeți concedierea gazetarului de către Digi24? Apare un conflict redacțional între un ziarist, mai ales unul care apare frecvent și care are propriile sale statement-uri, propriile lui poziții și este influent. Probabil CTP-ul este cel mai influent ziarist în ultimii ani. Este o tristețe, pentru că asta arată că ei, ziariștii, nu sunt respectați, că statutul lor, de fapt, încurcă patronatele televiziunilor, redacțiilor de gazete, de posturi de radio, în loc ele să beneficieze de popularitatea unui ziarist pentru a-și mări audiența. Deci are chiar o problemă mare de audiență, la coadă, între televiziunea de știri. Asta este un aspect al chestiunii. Pe de altă parte, eu știam că România nu mai este cenzură. Deci eu, Stelian Tănase, aflat în studioul nostru, pot să spun orice. Pe răspunderea mea, avem legi pentru asta, dacă înjur pe cineva, mă cheamă la tribunal, dar ca opinie politică pot să afirm orice. Minus variante extremiste, legionarul comuniste și așa mai departe, prevăzute și în legi. Dar eu nu sunt așa ceva, așa că nu risc nimic. Nu știam că pot să fiu sancționat pentru ce am spus într-o emisiune. E adevărat că am o lungă experiență, am fost dat afară din toate televiziunile din România, părând. Pe unde m-am dus, am terminat cu un conflict. La un moment dat am spus ceva, am făcut ceva, am avut un invitat și am fost chemat și bruftului și dat afară. A fost Antena, Realitatea, TVR-ul, deci mai multe televiziuni unde am avut divergențe de opinii, ca și cum patronul unei televiziuni are opinii. Eu am opinii ca ziarist, el n-are. El e un patron, pune banii, administrează, eu nu pot spune că mă dă afară că contrazic părerile lui despre o problemă. Ceea ce se întâmplă, din păcate, se întâmplă frecvent. Cristian Dobopescu este victima unei asemenea ambuscade, a unei asemenea situații. Și ultimul aspect al acestei probleme este că eu cred că a deranjat foarte mult ce a spus el despre legile securității și felul în care era făcută emisiunea cu un film vechi care îl pusese pe Lipceanu acolo. Afirmația lui Cristian Dobopescu, pentru că are atât de mare influență, au iritat niște oameni foarte importanți, cred că vârfurile serviciilor secrete s-au iritat, sau oricum cei care au scris draftul acela și au avut o discuție mai
mai dură, bănuiesc, cu proprietarii postului. Pot să presupun că la nivelul acesta nu poate decât patronul cel mare să ia decizia. Nu este un oarecare ziarist să-l cheme șeful de redacție să-i spună de mâine nu mai vii. Când e vorba de un personaj cum este Cristian Dăopescu, care aduce cea mai mare audiență postului și este imaginea postului, trebuie cineva foarte de sus să se implice. Numai că Tesarin n-a apărut să dea o explicație, ar fi fost foarte bine să iasă el sau reprezentantul lui să spună că vorbește numai lui, să explice ce s-a întâmplat. Și înțeleg că desfacerea contrarii s-a făcut printr-un telefon a unui subaltern. Am pățit-o și eu la o televiziune așa. Aveam cea mai puternică emisiune și un subaltern, un fel de adjunct de contabil de la nu știu ce birou de acolo, mi-a semnat faptul că nu continuăm contractul. Deși cu 3 zile înainte vorbisem cu directorul postului să continuăm. Chiar m-a poftit la o discuție și m-a rugat să continuăm. Și peste 2 zile se schimbase puterea. Câștigase PSD-ul, venise năstase prim-ministru, era aliat cu Voiculescu să fie vicepremier, vă amintiți context. Și m-au dat afară. Lucrurile astea se întâmplă, deși mulți jurnaliști plătesc pentru asta. Din păcate, noi nu ne solidarizăm unii cu alții. Uite, eu acum mă solidarizez cu Cristian Tudor Popescu. Mi se pare că ce s-a întâmplat acolo este de neacceptat în anul 2022 într-o țară europeană. Acum să știți că se întâmplă. Se întâmplă și în țări civilizate. Se întâmplă și în Anglia, la BBC am văzut acum un reporter în Franța, se întâmplă și în Germania. Nu mai vorbesc de țările din fostul bloc sovietic. Polonia, România, cum vedeți, și fostele țări comuniste, în care aceste mentalități dăinuie, nu pleacă, după cum vedem. Și pentru că ar putea veni an grei, așa cum ne anunță Jens Stoltenberg, inclusiv pentru presa din România, care e lecția pe care o învățăm din povestea asta? E ceva ce le-ați spune tinerilor jurnaliști? Să se facă jurnaliști. Pentru că nu prea cred că se mai îngrămădesc tinerii să facă această meserie. Este prost plătită, trebuie să spunem. Televiziunile sunt foarte sărace în echipamente, în personal, în investiții, etc. Și să simte asta, să simte cum arată studiourile, să simte după câți reporteri, câți jurnaliști sunt. Eu aveam în anul 99-2000, când făceam Orient Express, 7 oameni în echipa de lucru, numai ai mei, deci care nu lucrau la alte emisiuni. Astăzi nu cred că mai e vreo emisiune care are mai mult de unul, adică așa zis un producător. Asta înseamnă că bugetele televiziunilor sunt la pământ. Ale posturilor de radio, nu mai avem presă scrisă, ceea ce cred că este o mare piesă. Sunt oameni care citesc. Ăsta este al doilea sistem de semnalizare. Citim, vorbim. Noi așa ne uităm la poze, la televizor, nu prea merge. Și societatea cum poate fi vigilentă cu presa pe care o are România? Păi trebuie să fie mai activă. Aș vrea să văd articole puternice. Avem organizații internaționale. Există oameni care și-ar manifesta curajul dacă ar avea un mediu prielnic. Dacă tu vezi că spui ca prostul, vorbești singur și în jurul tău se face gol. Știți că am fost la PNL, să vă spun un lucru. Și am spus acolo niște lucruri care nu... La 147 de ani de liberalism. Da, nu le-a plăcut. La Biblioteca Universitară în Amfiteatru. Și vă spun reacții. Asta se întâmplă și acum în presă. Șefii partidului, după ce s-a terminat toată chermeza asta... Mă ocoleau, nu știau cum să-mi întoarcă spatele să iasă pe partea elaltă. I-ați deranjat. Da, foarte tare. Pentru că nu le-a spus nimeni, o să pierdeți alegerile. V-ați înhăitat cu PSD-ul. Ați greșit. Asta le-am spus eu exact cum vi le spun dumneavoastră. Și încă altele, mai multe. Nu vreau să mă întind. Dar liderii de eșalonul 2 și 3, care erau și ei în sală, au venit la mine să-mi spună suntem de acord cu dumneavoastră și noi gândim la fel. Înțelegeți? Așa e și în presă, adică... Nu există solidaritate. Nu există solidaritate, asta este adevărul. Există multe conflicte, au fost multe scandaluri în presă, între jurnaliști, între diverse redacții. Adesea jurnaliștii sunt folosiți ca popoți de ciomagă împotriva adversarilor, fie în afaceri, fie în politică. Și această lipsă de solidaritate se simte într-un moment dificil ca acesta. Avem și cazul Cristian Dăopescu, dar avem și cazul legilor securității, care este o gogoașă foarte mare. Cum arată, domnule Tănase, alianța care conduce România? Eu sunt împotriva ei, ca să nu mă ascund după deget. Mi se pare că este o prostie care repetă altă prostie când s-au
în Hăitace 2, Crin Antonescu cu Ponta. A fost o mare greșeală. Eu atunci am susținut teoria că PNL-ul era în 2012, trebuie să meargă singur în alegeri, că are șansa unică să devină cel mai mare partid. Era un context, după povestea cu Băsescu, Boc, în care liberalii, adică dreapta, putea să câștige și să... Ei n-au avut curaj la nivelul conducerii PNL și au făcut alianța aia stupidă PSD-ul, pentru că am fost complet contra. Am și scris și s-au și supărat ei pe mine. Că, na. Acum e aceeași situație. Repet același scenariu, să unesc cu PSD-ul. PSD-ul le-a luat fața, ei parcă sunt singuri la guvernare, ăștia sunt pe acolo pe post de major domn, de valeți, de femei, de servici, duc gențile pe acolo pe la guvern, pentru că, de fapt, treaba, în ciuda faptului că generalul Ciucă, șeful marelui Partid Liberal, nu vine să cred că un general e șeful PNL-ului, este prim-ministru. Văd acum că și limbajul PSD-ului s-a radicalizat. Astăzi a apărut Ciolacu și a făcut replici pe partenerii de guvernare. Păi eu mi-aduc aminte că avem prima criză, USR-ul s-a rupt de PNL în momentul când am început să spună un sfert de asemenea lucruri, să folosească un limbaj mult mai puțin agresiv. Și văd că domnul Ciolacu este foarte relaxat, are un limbaj vehement, ca și cum la putere ar fi PNL-ul, care este o tactică, vă dați seama că ei se pregătesc de alegeri, își fac un dosar cum ar veni, și PNL-ul nu reacționează și nici nu va reacționa. Veți vedea. Un pariu. Poate îl vor trimite pe Rareș Bogdan la înaintare, așa, dar el este și ce vor face? Mazeta lor de servicii. Adică ăla poate să spune orice, că oricum nimeni nu-l ia în seamă. Adică ceva vor trebui să aibă reacție. Cum adică tiripli și guvernăm împreună și a doua zi s-au întâlnit la masa de la guvern să discute? Păi ce inacceptabil, nici nu aș intra în sală. Ce limbaj ăsta? Ori suntem împreună la guvernare? Deci a fost o opțiune foarte proastă. Trebuie să vă spun că au fost împinși de Iohannis. Iohannis le-a dictat mutarea asta și probabil că lui Iohannis niște parteneri din Occident. Au spus să nu mai fie luptă politică, ca și cum în Franța sau în Germania nu e luptă politică între stânga și dreapta. Ho-ho, ați văzut ce a fost acum la Paris. Dar nu, în România să fim uniți, că suntem niște tâmpiți, nu înțelegem ce înseamnă putere și opoziție. Să fim toți într-o găleată. Iohannis a venit cu mesajul ăsta aici, le-a zis, gata, uriți-vă, facem treaba, PNR-ul să furăm bani împreună, nu? Să, nu numai unii, că asta era marea gelozie, vă amintiți numai de asta, să vorbea. Și este o foarte proastă mutare. PNL-ul nu are decât de pierdut. Mă gândesc în campanie împotriva cui se vor îndrepta, pentru că dacă spui ceva că e proastă guvernarea, că e sărăcie, că nu avem căldură... Ca și cum te-ai ataca pe tine. Nu, dar... Păi parcă erați la putere, nu erați la putere? Unde sunt acum liberali? Sunt la putere sau în opoziție? Da, PSD-ul. Cine e puterea și cine e opoziția? Claus Iohannis, cum ne conduce, domnule Tănase? Prost, nici nu ne conduce, e absent. Își mai aduce aminte de noi câteodată. Prost, nu sunt un admirator al lui, să știți. Și l-am votat, să fiu exact, pentru că aceea variantă am avut Dăncilă, noi avem Ponta, păi ăștia sunt candidați la președinție. Deci el s-a detașat până mediocritatea lui față de aia care erau submediocri. În 2004 sunt curios ce scenariu, să duce să fie premier sau să duce la Bruxelles la un organism internațional. El așa ar vrea. 2020. Să-i facă ea un loc ca lugioană și să-i dea un fotoliu acolo. Dar nu, dar ăștia cred că știu că el nu face treabă. Nu cred că are o bună imagine. Acolo trebuie să și muncești. Să spună Gioană cât de alergat este și de dimineață până la ora 12. Noaptea. Nu merge acolo să stai ca un ficus la Cotroceni și să ieși așa odată la 3 luni să zici 3 vorbe pe care le citești. Și prost. După o foaie. Și cine vine în locul lui Claus Iohannis? Păi unul l-am zis acum. Geană este un candidat plauzibil pentru că nu văd la PSD un alt candidat mai bine plasat cu un CV. Totuși trebuie să ai un CV să vii președinte. A fost ambasador, a fost ministru de externe, a fost șef de partid, ar care avea. A fost acum la NATO omul numărul 2, ar avea un dosar convingător, e legitim să candideze. Mai este Chioveș.
Cred de asemenea că pe dreapta ar putea să fie, deși eu am niște rezerve de ea, pentru că a fost unul de membrii statului paralel. Era cu Dragnea, cu Coldea, cu Maior, cu toți băieții aia, cu Oprea. Dar a schimbat foaia, a făcut niște dovezi de gândire democratică, sau mă rog, oricum europeană, a fost aleasă în funcția în care e, ar putea să vină de pe această platformă și să candideze pentru dreapta. Dar eu cred că se vor face altfel jocurile. Eu cred că sunt slabe speranțe ca cei doi să ajungă în cursa prezidențială. Vor fi alții care vor fi împinși în față. Ciucă, de pildă, nu? PNL-ul va zice, ne mergem cu Ciuc al nostru. Ne gândim la alegerile prezidențiale, dar ne gândim așa mai la subiecte... Eu mă gândesc la prețurile care cresc în fiecare zi, că eu mă duc și îmi fac coșnița singur și văd cam ce se întâmplă. Ce cumpărați cu 1.000.000, mâine cumpăr cu 1.600.000. Asta aș vrea să facem. Și fiecare zi crește. Omul simplu asta simte pe propria ei piele. Eu cred, în primul rând, simte că acești politicieni nu se ocupă de interesele lor. Da, ar trebui să acești politicieni să ne vorbească de prețuri, de scumpete asta absolut aiuritoare, de faptul că au scăpat situația de sub control, că nu sunt capabili să o țină. Păi nu vedeți că după situația din Ucraina, politicienii noștri au dispărut? Nu vedeți că nu mai au mesaj? Sunt 2-3 șmecheri care apar pe la televizor, dar aceia sunt. Dar nu sunt purtătorii de mesaje ai partidelor lor. Nu vorbesc în numele lui Orban sau în numele lui Ciucă sau în numele lui Ciolacu. Ei sunt niște băieți care au niște relații prin televiziuni. Dar politicienii noștri care au anumită legitimitate, autoritate în partid, nu ies să-și pună un punct de vedere. În primul rând, pentru că se gândesc că vin rușii aici și nu vor să strice ploile. După de altă parte, n-au curaj să aibă acest limbaj la televiziune, că linșează lumea. Și atunci se țin deoparte, așteaptă să vadă cum se termină criza. Și să beneficieze. Atunci să dau cu partida învingătoare, cum fac de obicei, vin alegerile, ne punem pe liste și mai scăpăm 4 ani de mandat. Cam asta este. Cam cinic, nu? Nu eu sunt cinic, ei sunt cinici. Cu acest comportament. După 30 de ani n-au livrat nimic acestei țări. Și cum facem? Și lumea pleacă. 5 milioane de... Da? Cea mai mare exod pe timp de pace, după al doilea război mondial. Ăsta e răspunsul societății române și ei nu vorbesc despre asta. Că ei sunt vinovați, ei sunt responsabili, politicienii, cei care au luat decizii. Educația. Cei care îi văd pe ăștia apărând la televizor sau în diverse manifestări publice în felul în care apar. Mințind, spunând prostii, necunoscând subiectele, îmbrăcați vai de mama lor, cu un limbaj de gang, de periferie, agramați. Câți din Parlamentul României sunt plagiatori? Câți la sută și-au plagiat tezele? Și acum au luat măsuri, ați văzut, decizia CCR-ului, ca să-i păzească, să nu cumva să-i deranjeze cu ceva. Păi ești hoți. Un plagiat este o hoție. Să nu ne ascundem în spatele cuvintelor. Eu mi-am dat un doctorat în bun termen, poate fi cercetat de oricine, oricând, înțelege ce spun? Și nu mi se pare în regulă ca niște băieți de ăștia care sunt niște impostori să beneficieze de doctorate pe care nu le-au scris niciodată. Nici nu sunt în stare, că dacă îl scoți la microfon să zică ceva, se vede că n-are un doctorat, n-are nici măcar o facultate luată ca lumea. Mai avem 3 minute la dispoziție, domnule Tănase. Care ar fi secretul să ne păstrăm luciditatea, echilibrul, să nu fim rațiunea atât de amestecați în lucrurile astea și să facem din astea dramele noastre. Astea sunt dramele planetei, sunt dramele continentului, sunt dramele unei generații. Noi avem dramele noastre cu copiii, cu salariile, cu bolile, cu pensiile, cu spitalele, alea ale vieții cotidiene. Cred că trebuie să ne concentrăm mai mult pe asta și mai ales pe familiile noastre. Adică acolo trebuie să rezolvăm problemele. Și nu e simplu. În momentul când pâinea crește de 3 ori într-o săptămână, salariul tău e același. Educația e la pământ. Cum ne mânăm copiii? Cum ne încurajăm copiii? Nu mai punem problema asta. Este o problemă la nivelul actualei clase politice irezolvabilă. Vreau să vă amintesc că toți președinții care au venit în România din 90 până acum, toți au pus problema educației în prima săptămână. Și Iliescu, și Constantinescu, și Băsescu, și Iohannis. Niciunul n-a avut niciun fel de rezultat. Nu spun că n-au încercat să facă nimic, dar n-au avut niciun fel de rezultat. Măcar să dea o lege bună a învățământului. Atât. Cu 5 oameni deștepți din universități, să dea o lege cum să cade a învățământului. Eficient, nu?
Totuși am avut un spirul haret, a fost capabil să facă o reformă care să îmbunătățească substanțial învățământul românesc. Nu putem să găsim, nu unul, că nu suntem în stare acum, dar o echipă ar putea să scrie o lege ca lumea. Oameni cu experiență care au stat 20-30 de ani în învățământ și au văzut care sunt rănile, care sunt hibele, ce lipsește. În primul rând e subfinanțat. Da. Este subfinanțat. Grav, ca și sistemul de sănătate. Subfinanțat. Dar iată, la medicilor le-am dat niște salarii enorme ca în Occident, profesorii sunt încă la nivel de lumpen proletari. Vă mai așteptăm în studiu. Ca salariu. Domnule Tănase, mulțumesc tare mult pentru prezență. Dar nu mă chemați prea des, că obosesc. În regulă. Sănătate multă, mulțumim tare mult. Dar contați pe sinceritatea mea în orice clipă. Istoricul și politologul Stelian Tănase în studioul Europa FM. Rămâneți aici, rămâneți pe Europa FM în doar câteva momente. Urmează știrile. Piața Victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM.